Un accident grav s-a produs sâmbătă dimineața pe autostrada A2 în județul Călăraș, în apropiere de Lehliu, la kilometrul 67, pe sensul de mers spre Constanța. Pe fondul vizibilității reduse datorată ceței dense, dar și a neadaptării vitezei la condițiile de drum, numai puțin de 29 de mașini au fost implicate în accident, dintre care două microbuze care transportau persoane, dar și un camion. Imediat au intervenit echipaje ale poliției, pompierilor de la Smurd și ambulanță, în total peste 100 de salvatori care au găsit imagini terifiante la fața locului. În accident au fost implicate 60 de persoane, dintre care 3 victime au decedat, 41 au fost transportate la spitale, iar alte 16 au refuzat transportul. Persoanele care acuzau afecțiuni medicale au fost transportate de urgență la spitalul din Lehliu și la unități medicale specializate din București. Pentru gestionarea situației, imediat după anunțarea evenimentului la ora 8:37 la nivelul județului Călăraș, a fost activat planul roșu de intervenție, fiind alertate echipaje specializate din zona de competență, precum și de la ISU București, Ilfov, Ialomița și Constanța. Acțiunile salvatorilor s-au derulat în condiții dificile, având în vedere condițiile meteorologice de ceață densă și vizibilitate redusă.